Să fie un criminal în serie? Să fie cel mai mare corupt al țării? Pentru cine sună sirenele oare? Dar lăsați-mă că așa zi bolnavă de nu-mi trebuie nimic. Ce-ați făcut, doamnă? De ce sunteți, doamnă, aici? Nu și eu pentru și mă. Luat de acasă, doamnă? Când ies, v-a... Nici mascaților nu le vine să creadă ce infractor periculos au adus în dubă. Și ei au familie, părinți, bunici, dar ordinul e ordin. Iar doamna Maria, deși îi pare inofensivă, este printre primii corupți ai României. Așa zic procurorii DNA. M-am sculat de dimineață, toată noaptea n-am dormit, o simie ei bolnavă. Supăr cu inima și m-am sculat de dimineață să beau pastilele. Era duminică. Femeia de 72 de ani se pregătea să se ducă la biserică. Nici nu răsărise bine soarele și deja avea musafiri. Au câinii bătând la poartă. Ies la poartă jandarmeria. Oare cum ne-a fost nici la vârsta mea cu jandarmeria la poartă? Oare cum am simțit eu la ora 7 când m-a sunat mama mea plângând, vine că e poliția, sunt jandarmi la poartă, trebuie să plec. Poate n-au nimerit poarta, li se mai întâmplă. Nu și acum. Mascații veniseră cu un mandat pe care scria clar Maria Cociorvan, comuna Iaslovăț, județul Suceava. Timbrești, mama e Timbrești și vii cu noi. Eu am crezut că mă duc și în Rădăuț. Cât îi pune Rădăuț? Zici, îți iei bani. Eu la 3 milioane și ceva, de unde să iau bani? Zic, pensionii n-am luat, eu n-am nici unde. Și mă ia, mă aduc și înapoi acasă. Păi da, zici, ia-ți ochelarii, telefon, ia-te ce ai. Zic, eu n-am nimic. N-am pune în mașină, eu fără grijă, până la Rădăuț cât e. Trec acum, trec de Rădăuț, trec de Suceava, acum întreb, domn jandarm, vă rog frumos, puneți-mă unde mă duceți. O aștepta un drum de 400 de kilometri fără oprire. Destinația, Direcția Națională Anticorupție București. A fost dus în București, fără mâncare, fără bani, fără tratament. Fără un motiv întemeiat, fără o explicație. Am întrebat motivul. Ce motiv este pentru ridicarea mamei mele? Mi s-a spus că după ce plecăm noi, puteți da drumul la televizor și o să aflați motivul pentru ridicarea ei. Vă lăsați-mă că așa zi bolnavă de nu-mi trebuie nimic. Dar adevărata provocare abia acum începea. Întâlnirea cu procurorii DNA. Pentru ei, bătrâna era deja vinovată. Mamaie, te rog frumos să-mi spui. Ce să spun? Că ai dat la un judecător cu 35 de ouă, că scrie acolo, mai nu știu și... Domnul procuror, eu am auzit că aici la DNA sunteți oameni cu minți, cu școală. Nu o proastă giba, v-ați adus exemplu aici. Nu că ai dat ouă negri. Păi, unde ai văzut ouă negri? Băgălinii București fac ouă negri? Zic, și nu fac ouă negri, dar mă, ta știi ce înseamnă? Zic, nu știu ce înseamnă. Ou negru înseamnă un ou 100 de euro. Tanti Maria începuse să plângă și să tremure, iar procurorii își pierdeau răbdarea. Mamaie, spui adevărul. Da. Adevărul și să spun, și știu sau și vrați voi dumneavoastră. Procurorii știau una și bună. Femeia ar fi dat mită unui judecător, o mită pe care bătrâna nu și-o permitea, unui judecător de care nu auzise niciodată. Au amenințat-o ca o probe împotriva ei, înregistrări cu camera ascunsă. Ești filmată. Eu n-am bani și nu m-am filmat niciodată. Chiar dați drumul să mă apăt. Cum arăt filmată? Cum femeia n-a cedat, procurorii și-au folosit ultima armă. Au amenințat-o cu pușcăria. De declarații pe cum că m-a refuz declarația. Dar nu pun mâna pe pix. Nu pun, nu cunoști nimic. Dar spune că refuz, dacă nu te condemnăm. Și bine îmi pare. Copiii m-au abandonat, pensia mi-e mică, rămân aici la dumneavoastră. Nu mai mă duc acasă. Vine iarna, n-am bani, n-am lemne. Trecuseră deja 10 ore de când femeia fusese ridicată din casă de parcă ar fi fost liderul unui clan de interlopi și 3 ore de când rezista tirului de acuzații ale procurorilor DNA. A început să tremure rău și să transpire, moment în care unui procuror i s-a făcut milă. Vine cu jumătate de pizza, jumătate era mâncată, jumătate ne-a dus și poftim. N-ai meritat, dar fiindcă ne-ai spus multe minciuni. Martor la toată scena era un jandarm care o păzea pe bătrână să nu fugă. Femeia chiar i-a oferit din felia de pizza pe care i-a aruncat-o procurorul. Zic, te-un jandarm de acela, zic, ia-și-mă ta o bucată. Cist, că nu-i voie. După ce a terminat de mâncat, tanti Maria a fost luată iar la întrebări. Era procuror mai mulți acolo, era o doamnă, dar unul spune, el spune, zice, mamaie, s-a făcut rău. Tu nu vezi și drag de babă, nu scoți un cuvânt din trânsa. Abia atunci au renunțat, i-au deschis ușa și au lăsat-o să plece, singură, fără bani, fără nimic, în București, la peste 450 de kilometri de casă. Cine îmi plătește mie rușinea? Și rușinii vinovată și fost. S-o cotiți dumneavoastră singur, că sunteți om cu școală și bun. Vinovată și fost, te poate lăsa în stradă fără o lingură de apă, fără o gură de mâncare și fără un leu? În poarta DNA, tanti Maria a început să plângă.
un judicator, un procuror, nu știu ce era, dar civil îmbrăcat de la noi, de la Ardăuți, un alt. Mamaie, te rog frumos, nu mai pleci, mă cuprinde după cap și bagă mâna în buzunar și atâta-i trenul până îți ceabă un milion. Și îmi dă un milion. A trecut o lună de când a fost ridicată de mascați. Alți pensionari târâți pe la audieri n-au suportat umilința și și-au pus capăt zilelor. Veneau să-și facă treaba pentru toată țara, dar cu oamenii care au afaceri, care au o bătrână cu două ouă, cu o pasăre. Soțul Mariei a fost unul dintre muncitorii care au ridicat Palatul Parlamentului. Fiica Mariei a lucrat la reabilitarea Palatului Cotroceni. Familia acestei bătrâne care a construit la propriu lăcașurile democrației a fost umilită. Dreptatea e acolo și strâmbătatea e sus. În România trebuie schimbată și mătura, nu numai conducerea. Bătrâna a avut puterea să reziste presiunilor și abuzurilor făcute de cei care ar fi trebuit să o protejeze, niște oameni care i-ar fi putut fi nepoți. Și chiar dacă a fost umilită de sistem și de monștrii construiți de el, tanti Maria are o convingere: România nu va fi mereu a lor și îi se va face dreptate.